Să deschidem cuvântul lui Dumnezeu la 1 Samuel. La capitolul 4 și cu ajutorul Domnului vom citi de la versetul 1 până la sfârșit. Chemarea lui Samuel a ajuns la cunoștința întregului Israel. Israel a ieșit înaintea filistenilor ca să lupte împotriva lor. Au tăbărât lângă Ebenezer și filistenii tăbărâseră la Afec. Filistenii s-au așezat în linie de bătaie împotriva lui Israel și lupta a început. Israel a fost bătut de filisteni care au omorât pe câmpul de bătaie aproape 4.000 de oameni. Poporul s-a întors în tabără și bătrânii lui Israel au zis: pentru ce ne-a lăsat Domnul să fim bătuți astăzi de filisteni? Haidem să luăm de la Silo chivotul legământului Domnului ca să vină în mijlocul nostru și să ne izbăvească din mâna vrăjmașilor noștri. Poporul a trimis la Silo, de unde au adus chivotul legământului Domnului oștiilor care șade între Heruvim. Cei doi fii ai lui Eli, Hofni și Fineas, erau acolo împreună cu chivotul legământului lui Dumnezeu. Când a intrat chivotul legământului Domnului în tabără, tot Israelul a scos strigăte de bucurie de s-a cutremurat pământul. Răsunetul acestor strigăte a fost auzit de filisteni și au zis: ce înseamnă strigătele acestea care răsună în tabăra evreilor? Și au auzit că sosise chivotul Domnului în tabără. Filistenii s-au temut pentru că au crezut că Dumnezeu venise în tabără. Vai de noi, au zis ei, căci n-a fost așa ceva până acum. Vai de noi! Cine ne va izbăvi din mâna acestor Dumnezei puternici? Dumnezeii aceștia au lovit pe egipteni cu tot felul de urgii în pustie. Întăriți-vă și fiți oameni, filistenilor, ca nu cumva să fiți robi evreilor, cum v-au fost ei robi vouă. Fiți oameni și luptați. Filistenii au început lupta și Israel a fost bătut. Fiecare a fugit în cortul lui, înfrângerea a fost foarte mare și din Israel au căzut 30.000 de oameni pedeștri. Chivotul lui Dumnezeu a fost luat și cei doi fii ai lui Eli, Hofni și Fineas, au murit. Un om din Beniamin a alergat din tabăra de bătaie și a venit la Silo în aceea zi cu hainele sfâșiate și cu capul acoperit cu țărână. Când a ajuns, Eli aștepta stând pe un scaun lângă drum, căci inima îi era neliniștită pentru chivotul lui Dumnezeu. La intrarea lui în cetate, omul acesta a dat de veste și toată cetatea a strigat. Eli, auzind aceste strigăte, a zis: ce înseamnă zarva aceasta? Și îndată omul a venit și a adus lui Eli vestea aceasta. Și Eli era în vârstă de 98 de ani, avea ochii întunecați și nu mai putea să vadă. Omul a zis lui Eli: vin de pe câmpul de bătaie și din câmpul de bătaie am fugit astăzi. Eli a zis: ce s-a întâmplat, fiule? Cel ce aducea vestea aceasta, ca răspuns, a zis: Israel a fugit dinaintea filistenilor și poporul a suferit o mare înfrângere. Și chiar cei doi fii ai tăi, Hofni și Fineas, au murit și chivotul Domnului a fost luat. Abia a pomenit de chivotul lui Dumnezeu și Eli a căzut de pe scaun pe spate lângă poartă și a rupt ceafa și a murit, căci era om bătrân și greu. El fusese judecător în Israel 40 de ani. Noră sa, nevasta lui Fineas, era însărcinată și sta să nască. Când auzi vestea despre luarea chivotului lui Dumnezeu, despre moartea socrului ei și despre moartea bărbatului ei, s-a încovoiat și a născut, căci au apucat-o durerile nașterii. Când trăgea să moară, femeile care erau lângă ea i-au zis: nu te teme, căci ai născut un fiu. Dar ea n-a răspuns și n-a luat seama la ce îi se spunea. A pus copilului numele Icabod, nu mai e slavă, zicând: s-a dus slava din Israel. Spunea lucrul acesta din pricina luării chivotului lui Dumnezeu și din pricina socrului și bărbatului ei. Ea a zis: s-a dus slava din Israel, căci chivotul lui Dumnezeu este luat. Următoarele trei capitole urmăresc chivotul legământului Domnului, oștirilor, pe drumul parcurs în teritoriul inamic și înapoi în Israel. Dumnezeu era hotărât să-și apere slava în mijlocul filistenilor, nu însă și pe israeliți, deoarece aceștia încetaseră a-L mai asculta, cinsti și slăvi. Filistenii ocupau încă o bună parte din teritoriul țării Canaanului și deveniseră un dușman de temut pentru poporul Israel. În prima luptă cu filistenii, israeliții au fost înfrânți și au pierdut aproape 4.000 de oameni. În efortul lor de a schimba sorții războiului, bătrânii lui Israel au cerut aducerea chivotului Domnului de la Silo în tabără. Israeliții s-au bucurat cu o bucurie fără margini, văzând chivotul lui Dumnezeu în mijlocul lor. Iar filistenii s-au temut în egală măsură, deoarece cunoșteau reputația lui Dumnezeu, care izbăvise pe israeliți din robia egipteană cu braț puternic și nimicise rând pe rând popoarele din țara Canaanului. Cu toate acestea, s-au îmbărbătat singuri și au pornit din nou la luptă. Și spre uimirea lor, israeliții au fugit dinaintea lor, 40.000 de oameni pedeștri fiind uciși și împreună cu ei și cei doi fii ai lui Eli, Hofni și Fineas. Iar chivotul Domnului a fost luat. Când un alergător s-a dus în grabă la Silo să-l înștiințeze pe Eli, bătrânul preot a căzut de pe scaunul lui de magistrat pe spate și a rupt ceafa, căci era om bătrân și greu, și a murit. Nevasta lui Fineas, auzind această veste tristă a morții socrului ei și soțului ei, precum și cea a luării chivotului lui Dumnezeu, a intrat în durerile nașterii, murind în timp ce năștea. Această veste tristă o afectase atât de puternic. Și înainte să moară, a pus numele copilului ei Icabod, nu mai e slavă, zicând: s-a dus slava din Israel, căci chivotul lui Dumnezeu este luat. Iată consecința faptului că Israel încetase a-L mai asculta, cinsti și slăvi pe Dumnezeu. Când Dumnezeu se retrage, își retrage și slava. Când Dumnezeu își trage mâna de la noi, va fi vai de noi. Mi-aduc aminte de o întâmplare mai de demult. Pe vremea aceea treceam pe un drum greu din pricina neascultării. Și într-o seară m-a sunat un frate și mi-a zis: frate Nicu, trebuie să ascultăm de Dumnezeu, că dacă Dumnezeu își trage mâna de la noi, va fi vai de noi. Cuvintele acestea au avut o așa de mare putere și influență asupra mea și mi s-au întipărit atât de puternic în minte, și sper că pentru totdeauna, că încă din seara aceea, undeva în adâncul sufletului meu, am luat hotărârea să o rup cu neascultare. Deși mă simțeam încă atât de slab în împlinirea acestei hotărâri, încă de a doua zi viața mea a început să se schimbe din temelii. Pentru că Domnul însuși luase hotărârea să mă sprijine, să mă susțin. Și această schimbare a început cu o mare izbăvire, izbăvirea de fumat. Ani de zile m-am chinuit să mă las de fumat și n-am putut. Și Dumnezeu, într-o dimineață, într-o clipă, a făcut să cadă lanțurile care mă țineau rob. Din ziua aceea nu numai că n-am mai fumat, dar am început să urăsc fumatul și să iubesc pe fumători, căci ori de câte ori întâlnesc vreunul, mijlocesc pentru el înaintea lui Dumnezeu. Doamne, ai milă de sufletul acesta, așa cum ai avut milă și de mine. Dacă se poate și un dialog cu cel în cauză, cu atât mai bine. De obicei, nu prea te poți apropia de oamenii robiți. Sunt încredințat că fratele nu s-a mulțumit numai să mă înștiințeze, ci a și mijlocit pentru mine înaintea lui Dumnezeu. Ulterior am aflat că se formase un cerc de rugăciune în cadrul căruia frații și surorile mijloceau pentru mine înaintea lui Dumnezeu. Cât de importantă este mijlocirea. Decât să ne plângem că lucrurile nu merg bine în adunare, mai bine să mijlocim cu lacrimi înaintea lui Dumnezeu, pentru că bunul mers al adunării depinde de noi toți, nu numai de frații cu răspundere în adunare. Dar să revenim. Odată cu înfrângerea Israelului, au fost pedepsiți cu moartea și preotul Eli și cei doi fii ai săi, Hofni și Fineas. Eli a fost pedepsit nu pentru ceva ce s-ar fi aflat în afara controlului său. De pildă, un om nu-și poate converti copilul cel mult, poate să se silească să fie o bună mărturie și să-l îndemne, dar nu-l poate converti. Prin urmare, Eli a fost pedepsit nu pentru ceva ce s-ar fi aflat în afara controlului său, ci pentru că nu a pus frâu comportamentului fiilor săi, nu i-a oprit de la abuzurile la care se dedaseră. Neglijarea responsabilității lui Eli, de care a dat dovadă Eli în relația cu cei doi fii ai săi, a fost cu atât mai gravă cu cât el era preot și judecător în Israel, iar cei doi fii ai săi erau de asemenea preoți. Să nu le fi vorbit niciodată Eli fiilor lui despre responsabilitatea de a fi preot al Dumnezeului celui preaînalt, nu știm. Poate mai degrabă le vorbise despre beneficiile slujbei de preot, pentru că nu-i așa, nu trebuiau să muncească, trăiau din slujba de la cort. Adesea, mulți oameni manifestă o așa de mare slăbiciune față de copiii lor că nu i-ar atinge nici măcar cu un deget. Sunt încredințat că fiii lui Eli au simțit de mici această slăbiciune a tatălui lor pentru ei și au profitat din plin de lucrul acesta. Niște prieteni stăteau de vorbă și din vorbă în vorbă fiecare a început să spună cum își disciplinează el copiii. Care cu nuiaua, care cu cureaua, care cu palma. Unul din ei tăcea. În cele din urmă a zis la rândul lui: eu îmi disciplinez copiii numai cu fularul. Ceilalți au început să râdă și unul din ei a zis: băi Vasile, dacă vrei să ai copii cu minți, pune mâna pe nuia. Cu fularul nu o să faci nicio ispravă. Eli, împreună cu cei doi fii ai săi, aveau în grijă sfântul locaș și erau răspunzători de felul în care conduceau poporul în închinare înaintea lui Dumnezeu. El este prezentat ca un om credincios, însă cei doi fii ai săi erau oameni răi, nu cunoșteau pe Domnul. Și felul în care conduceau poporul în închinare era unul abuziv, potrivit spiritualității vremii de atunci, împrumutate de la popoarele din jur. Pur și simplu, cel puțin pe mine personal, ne șochează flagranta lor încălcare a poruncilor lui Dumnezeu și modul abuziv în care conduceau poporul în închinare, violând pur și simplu sacralitatea datoriei lor de preoți înaintea lui Dumnezeu. În loc să fie modele de neprihănire și credincioșie pentru popor, ei se dedaseră la tot felul de abuzuri. Iar Eli n-a făcut nimic pentru a-i opri. S-a mulțumit doar să-i mustre. Însă și mustrarea lui Eli pur și simplu ne șochează. Copiii ce au spunându-se despre voi nu este bine. Asta este mai degrabă o dojană adresată unor copilași care au făcut o năzbâtie, nu unor tineri în putere care profitau de femeile ce slujeau la templu, luau cu japca părțile cele mai alese din carnea jertfelor și își impuneau voința cu forța. Cu astfel de oameni trebuie să stai de vorbă cu totul și cu totul altfel și pe un alt ton. Iar Eli nu a făcut nimic pentru a pune frâu comportamentului lor. Odată cu pedepsirea lui Eli și a fiilor săi, a fost pedepsită întreaga națiune, deoarece mulți se dedaseră la astfel de abuzuri. Eli avusese dreptate când spusese copiilor lui: faceți poporul lui Dumnezeu să păcătuiască. După moartea lui Eli, responsabilitatea de judecător în Israel va reveni lui Samuel. Samuel este ultimul dintre judecători, însă el nu va fi un judecător militar, nu va conduce poporul prin putere fizică a iduma lui Samson, ci prin putere spirituală și rugăciune. În adevăratul sens al cuvântului, Samuel este primul dintre profeți, deoarece slujba profetică mai înainte fusese mai mult o iluminare ocazională. Samuel va înființa și o școală a profeților. Odată cu Samuel va începe o epocă nouă, epoca monarhiei în Israel, dar despre aceste lucruri vom vorbi la vreme potrivită. Aș vrea să mai adaug câteva cuvinte în legătură cu chivotul legământului Domnului. În privința aceasta, poporul Israel a manifestat mai degrabă o superstiție religioasă decât credință. Chivotul legământului sau chivotul mărturiei, construit după descrierea detaliată și exactă dată de Dumnezeu, era locul în care Dumnezeu se întâlnea cu Moise, după cum promisese. Acolo mă voi întâlni cu tine și de la înălțimea capacului spășirii, dintre cei doi heruvim de pe chivotul mărturiei, îți voi da poruncile mele pentru copiii lui Israel. Chivotul legământului a jucat un rol important în istoria poporului Israel. Locașul milei, formând capacul chivotului ce susținea cei doi heruvim de aur, era asociat cu prezența lui Dumnezeu. Ne aducem aminte că atunci când preoții care duceau chivotul au pășit în apele Iordanului, s-a deschis în mod miraculos o cărare și poporul a trecut prin albia Iordanului ca pe uscat. Curând după aceea, chivotul a fost purtat 7 zile la rând în jurul Erihonului și în a 7-a zi s-au prăbușit zidurile cetății. După ce Poporul Israel s-a așezat în țara Canaanului, chivotul legământului a rămas în cortul de la Gilgal, apoi a fost mutat la Silo, unde a rămas până în zilele preotului Eli. În prima luptă cu filistenii, izraeliții au fost înfrânți și bătrânii poporului au tras concluzia corectă că faptul acesta, că lucrul acesta se datora faptului că Dumnezeu nu-i mai sprijine. Metoda pe care au adoptat-o pentru a se asigura de ajutorul lui Dumnezeu în următoarea luptă cu filistenii a fost complet greșită. În loc să se zmerească și să se pocăiască, mărturisindu-și păcatele și căderea înaintea lui Dumnezeu, ei au făcut greșeala de a crede că prezența lui Dumnezeu este legată în mod inseparabil de chivot. Consecințele au fost dezastruoase, între acestea numărându-se și luarea chivotului. Simbolurile instituite de Dumnezeu nu au niciodată putere în ele însele. Izraeliții și mulți oameni de atunci făceau adesea greșeala de a disocia simbolurile exterioare de realitatea spirituală interioară. Adevăratul motiv al înfrângerii izraeliților a fost dezaprobarea manifestată de Dumnezeu față de decadența spirituală a poporului. Sunt încredințat că dacă izraeliții s-ar fi zmerit și s-ar fi pocăit, mărturisindu-și decadența spirituală, Domnul i-ar fi sprijinit și a ajutat din nou. Încrederea în formele exterioare, în absența unei realități spirituale lăuntrice, este semnul distinctiv al fariseilor din vremea noului legământ. Aceeași greșeală trebuie să o avem și noi în vedere în privința simbolurilor creștine ale pâinii și vinului la celebrarea cinei Domnului. A lua aceste simboluri fără o conștientizare spirituală sinceră poate avea consecințe drastice. Căci cine mănâncă și bea, își mănâncă și bea trupul, osânda lui însuși, dacă nu deosebește trupul Domnului. Din pricina aceasta sunt între voi mulți neputincioși și bolnavi și nu puțini dorm. Citim noi în 1 Corinteni 11, versetele 29 și 30. Domnul să ne ajute să însoțim închinarea noastră exterioară cu o închinare lăuntrică din inimă spre slava Lui și binele nostru. Amin. Amin.